S-a iscat un mic scandal în latura sportivă a orașului și, în mod special, acest fotbal care ne-a adus de fiecare dată mai multe probleme decât beneficii, după părerea mea. Dar, oricum, am încercat în toată perioada cât am fost eu la primăria municipiului Câmpulung să sprijinim sportul de masă și sportul individual și sportul colectiv și asociațiile non-guvernamentale și non-profit ca să poată să dezvolte acest sport pe care câmpulungenii și, în general, oamenii îl îndrăgesc foarte mult. A apărut o discuție pe care nu mi-aș fi dorit-o să apară niciodată și cel mai mult m-a deranjat că s-a folosit ca și campanie electorală în favoarea altora care n-au participat cu absolut nimic la această echipă și în defavoarea mea ca persoană, dar nu asta m-a deranjat cel mai mult, m-a deranjat doar faptul că se spun lucruri neadevărate și lucruri incorrecte. În anul trecut, de față cu o parte din dumneavoastră, am avut o conferință de presă la promovarea acestei Academii de Fotbal Mușelu la Câmpul Lung. În prezența câtorva, chiar al domnului Troșencu de la București, a fost și domnul Bân, a fost și domnul Lulea și mai mulți alți prieteni ai fotbalului, mai ales și din oraș și din afara orașului. Eu am promis la momentul respectiv și nu mă neg ideea că am promis că voi sprijini acest club ca să facă fotbal la Câmpul Lung și, dacă e posibil, și performanță. Eu cred că promisiunea mea mi-am respectat-o. Din nefericire pentru noi și pentru ei, la prima tranșă de finanțare conform regulamentului aprobat de Consiliul Local pentru proiecte și programe sportive, deși nu au fost pregătiți. În prima tranșă am avut o sumă de 272.000 de lei 500. Dacă vreți o să vă dau și cum au fost împărțite, dar sigur le aveți că s-au făcut public în Consiliul Local. Din aceste sume, nefiind prezenți, n-au putut să depună proiectul și l-au depus ulterior. La o rectificare bugetară am reușit să conving Consiliul Local să mai aloce o sumă de bani în care să putem ajuta și acest club. Și în sfârșit am reușit să alocăm suma maximă de 90.000 de lei, am reușit să alocăm 90.000 de lei și am băgat proiectul dânșilor în comisia de analiză. Din toate documentele depuse la acest proiect, a rezultat o sumă de 79.000 de lei care puteam Consiliul Local să finanțăm acest club sportiv. Ceea ce s-a și întâmplat. Cu câteva luni în urmă, dacă nu mă înșel, în octombrie sau noiembrie, am reușit, am aprobat suma în Consiliul Local și le-am dat acești bani. Între timp, trebuie să spunem că cei care au fost prezenți la lansare, o parte din ei s-au retras. Că ei au promis la momentul respectiv, vreau chiar o cifră foarte mare, 6 miliarde de lei, de 600.000 de lei. Eu le-am explicat că nu o să fie în stare să adune o asemenea sumă, mai ales că Consiliul Local și Municipiul Câmpul Lung nu poate finanța cheltuieli de salarii, prime de joc, arbitraje și toate celelalte. Noi putem finanța, conform legii și conform regulamentului, cheltuieli de masă, casă, transport, echipament sportiv, bază sportivă, deplasări. Astea sunt cheltuielile care, conform legii, puteam să le finanțăm. Dacă am fi finanțat salariile, într-adevăr, expresia că unde trebuia să fie primarul,
ar fi fost corectă, că așa s-ar fi întâmplat dacă deam bani de salarii. Bun. Ulterior, am avut o întâlnire cu oamenii de afaceri din Câmpulu, convocați de mine, pentru a vedea dacă în cadrul oamenilor de afaceri găsim și sponsor pentru echipa de fotbal a Academiei Mușel. Au fost prezenți 6-7 societăți, am discutat cu dânsii în prezența celor de la club. Am reușit ca din toți cei care au fost acolo, o parte din să se angajeze să și sponsorizeze și am făcut această treabă și am reușit să adunăm la echipă, deci încă o dată prin influența noastră primăriei și a Consiliului Local, o sumă de 50.000 de lei care a fost dată direct ca și sume clubului Academiei de Fotbal. În plus, am mai reușit să discutăm pe partea de masă-casă de 300.000 de lei, 30.000 de lei, scuze, să nu confundăm, care am putut să susținem cazarea și masa echipei de fotbal. E adevărat că în zona asta s-au cheltuit bani și cu alte întâlniri, și cu invitați, și cu Steaua, și cu mai multe din astea mai de protocol decât de susținere echipe de fotbal. Bun, asta este toată munca care am făcut-o până la această oră. Discutasem în continuare cu, mai aveam în discuție câteva societăți, le avem în continuare, să vedem ce soluție vom mai găsi, ca să mai sponsorizăm și în cadrul acestui an. Celelalte au fost sponsorizări ale anului trecut, mai puțin una singură de 10.000 de lei, care a fost în luna ianuarie. Plus cei care i-am dat eu personal, care au fost jumătate în decembrie, jumătate în ianuarie. Au venit la mine și mi-au cerut să le dau o sumă de bani destul de mare, vreo 250 de milioane în ianuarie și vreo 200 de milioane, 20 de mii, ianuarie, februarie, că nu se descurcă cu sumele, cu ce au adunat ei. Bineînțeles că la timpul respectiv am spus o să încerc să discut cu sponsor, să vedem ce soluții mai găsesc. Unul din principalii sponsori, nu dau nume aici, că chiar nu vreau să dau nume, că nu le-am cerut acordul să le dau numele, e plecat în sănătate și m-a rugat să am răbdare până când sosește. Bun, ei mi-au pus ca marțea trecută să le dau această sumă de 25.000 de lei. Au venit la mine, nu i-am chemat eu eram într-o ședință de buget cu, mă rog, cu toate discuțiile și cu toate tensiunile care apar în asemenea discuții cu șefii din primărie și cu formarea bugetului local și când am venit în birou, ei mă așteptau acolo și am avut probabil o reacție, eu știu, nefericită și le-am spus că nu i-am chemat și să aștepte că discutăm ulterior. S-au supărat, s-au dus la antrenament, la stadion și le-a spus jucătorilor că desfințează, că își dă demisia și că desfințează echipa. Bun, până acum n-am primit nicio demisie, n-am primit absolut nimic, nu putem interveni că noi nu suntem membri ai asociației ai Academiei de Fotbal și atunci așteptăm să vedem ce se va întâmpla. Bineînțeles că a urmat imediat reacția că primarul nu-i susține, că primarul nu îi ajută, că le pune bețe în roate și din cauza primarului echipa de fotbal să desfințează. Ceea ce nu s-a întâmplat din moment ce imediat la câteva zile au organizat un meci amical în care au invitat persoane, pe mine bineînțeles că nu m-au invitat, nici n-am știut de acest meci, nu mi-au comunicat. Și a ieșit cu galeria și cu toate celelalte
o chestiune care nu e corectă. Și o consider ca nefiind corectă. Dar cum veți reacționa? Până la urmă, cred că s-a depășit puțin. Momentul, bine, știți la fel de bine că eu nu sunt un tip răzbunător și dacă vom găsi o soluție ca să preia altcineva, dacă cei care au înființat această academie renunță la așa ceva, vom găsi o soluție să... Nu pot să iau niciun fel de măsură, ce măsură să iau, că nu am. O să chem și galeria de fotbal a echipei să le explic câți bani am băgat noi până acum în echipa de fotbal și dacă ei cred că o echipă de divizia 4, de Liga 4, pot cheltui atâția bani. Eu m-am interesat la toate echipele care sunt, cu care suntem noi în grupe, cheltuielile sunt mult, mult sub nivelul la care le-am pus noi. Constat că ei n-au reușit să pună banii pentru acele cheltuieli, cu toate că mie îmi justifică și îmi spune că au cheltuit 178.000 de lei cu salarii. Și v-au adus justificat ce salarii au, domnul? Vi le dau și salariile. Nu e conducerea asociației aici, deci nu e numai partea de fapt. Nu e vorba de bani. Câți bani a dat primăria la care vine reportul? Deci primăria a dat 72.000 de lei, bani oficial și afară de sponsorizări. Și sponsorizări, v-am spus, 50.000 de lei plus 30.000 de lei pe masă și cazare. Masa și cazare unde? Deci, o parte au fost cazați la LPS. Deci și ăștia fotbalistică, nu sunt de talia elevilor. Nu au fost stricăciuni de așa natură încât să fie vorba de cheltuieli, sunt cheltuieli de întreținere și nu celălalt. Dacă te prind cu o faci, da. Dacă o faci intenționat, da. Dacă o faci din greșeală... Lei, nu e euro, atenție, nu e euro. Așa scrie, 10.000 euro și 80.000 de lei. De la persoane fizice. Alea sunt împrumuturi, atenție. Împrumuturile alea... Păi și împrumuturile alea... A fost sprijinită în obținerea de sponsor. Nu, dar aici e o greșeală. De la persoane fizice și juridice în sumă de... Corect, așa este. A fost sprijinită. 10.000 euro și 80.000 de lei, n-am scris eu. Am înțeles, da. Cei 11.000 de euro... În cei 11.000 de euro se regăsesc și cei 4.500 de euro împrumutați de domnul consilier Pană? Sigur, da. Și banii împrumutați de domnul viceprimar prezent aici de față și nu, bine. Spune, nu s-a mai retunat nu, și nu. Înapoi? Bineînțeles că am ținut cont și de ei. Și în cazul acesta, presupun că și domnul viceprimar și domnul Pană nu-și vor mai vedea banii înapoi. Asta nu va da de gândit că acest băiat de Eduardână, sau cum îl cheamă, nu prezintă încredere, nu prezintă minimul de respect. Am avut o perioadă când cât de cât a fost... Când a prins banii, asta era ideea. Deci cât de cât a fost docil, am discutat de echipă, am discutat de... După care, îți dai seama că în momentul în care n-am mai avut soluție financiară, au tăbărât pe noi și nu puteam să-i dăm noi bani de salariu, oficial, sub nicio formă. Dar înainte să luați niște bani din noi și să-i sprijiniți, v-ați interesat ce fel de om este acest Edi Bună? Am avut o întâlnire cu ei, cu Bână, cu Troșenco, cu Lulea, cu toți cei care au fost în jurul echipei. Și am crezut că au format o echipă serioasă și care să ducă treaba la bun sfârșit. A doua, cunoșteam familia lui Edi Bână, deci nu era o problemă, că în spate gândeam că există o garanție. O garanție. Știți de ce vă spun? Pentru că el e cunoscut de toți din câmpul lung ca o mare țepar. Eu toate afacerile pe care și le-a pocnit,
Nu pot să, nu pot să spun așa ceva, n-am cunoscut, n-am avut la cunoștința mea absolut nimic, absolut nimic în această... Nu, vă dați seama, vă dați seama că nu e treaba mea ca primar să urmăresc comportamentul lui... În legătură cu, a spus că s-au mai cheltuit bani pe masă și cațare după meciul cu Steaua. Știți că după meciul cu Steaua, în meciul amical, Vlad Iorșencu s-a retras din parteneriat cu el. Știu. Și presupun că v-a și spus Vlad Iorșencu de ce s-a retras. Da, mi-a spus. Toți banii de pe casă și sponsorizări i-a luat acest băiat Edi Bună. Deci, și atunci l-a tras țeapă, din prima l-a tras țeapă, că masa care a făcut-o după meci... Atenție, nu? Mi-a tras mie țeapă și a tras țeapă. A venit să deconteze pe banii de la primăria Câmpului. Nu din banii, așa era corect și normal, din banii care a scos din vânzarea de bilete, da? Să meargă să plătească acolo. Știți că a achiziționat două rânduri de echipament de la o firmă mare, Lotto. Două rânduri de echipament complet. Nu este o sumă extraordinară de mare, pentru că tot Vlad Iorșencu l-a ajutat să achiziționeze undeva în jur la 100 ceva de milioane de lei vechi. Știți că nici până în ziua 12.000 de lei. Știți că nici până în ziua de azi n-am plătit la cei bani? Știu. Dar între timp se pare că a achitat. M-au sunat și pe mine și l-am chemat, m-au sunat cei de la București, de la Lotto. Nu mă rețin numele celui care m-a sunat, l-am chemat și când a primit banii, din câte și eu a achitat. Dar dumneavoastră ați încercat să vorbiți cu Bână, cu taică-s-o, că i-a spus, băi, eu măcar am pus, am girat, am girat pe tine aici, nu? Era logică chestia asta. Spuneți ceva. Fiți sigură că am avut discuții cu tema asta. Uitați, ca să mă spun, mai câți bani am plătit la Lotto? Dacă îmi demonstrează că, cum să spun, că merită și că sunt în stare să se organizeze și că sunt în stare să-și plătească salarii și toate celelalte, de ce să nu menținem o echipă de fotbal la nivelul orașului Câmpului? Păi eu cred că și-au dat demisia, aștept să văd că și-au dat demisia. Lumea să-ți cunoașteți că sunteți în lumea sportului, sunteți în contact cu ei, cunoașteți mai multe decât știu eu și n-am de unde să știu. Că și acum vreau să ia echipamente și le-am de spus... Dar când ați auzit dumneavoastră de ce salariu primea Gheorghe Mihale, știați? Nu știam, ulterior am aflat, ulterior. Da? Nu, a coborât la 5.000 după aceea. Da. Cum poți să-i dai la... Indiferent că e Gheorghe Mihal, într-adevăr, e un jucător, fost jucător emblematic al Naționalei României, dar cum poți să-i dai la Liga 4 8.000 de lei, domnul primar? Și bun, cine a plătit acești bani, domnul primar? Păi el trebuia să plătească. Din banii ăștia sau au fost vreo sponsorizare? Nu, din sponsorizare care le-a din sponsorizare, din sponsorizare. Nu putea să plătească din banii noștri ai primăriei, ne-a documentat cu documente, tot, facturi, tot. Și salarii la jucători de 20 de milioane la Liga 4, domnul primar? Aduceți-vă aminte, acum 2 ani de zile, acum 2 ani de zile s-a înființat o intercâmpulul. Lăsați-mă puțin. Te las. Numai cu jucători din propria pepinieră. Jucători care își terminat să rămas junioratul la 18 ani și ca să nu plece, i-am ținut aici, am format o echipă. O parte din consilierii locale s-au supărat că au luat bătaie până la Poiana Lacului cu 7-2 sau 7-1. Știu. Da? Și au sunat hotărârea și au desfințat-o. Nu, n-am mai... Nu, atenție! Atenție! Ați trimis undeva la 300 și ceva de milioane de lei vechi. Mai mult. Și 400 de milioane. Și a terminat campionatul undeva pe locul 7-8. Unde erau numai copii. Acum, cu această academie, e propriu spus. Nici numele titulatului nu știu cum să-și o pună. În fine, au venit numai mercenari. Ăsta e cuvântul. Păi, și corect. Asta vreau să vă spun. Niciun jucător de la Câmpul Lung, când a văzut... Ba da, au fost câțiva, puțini. Doi, trei care de gura lumii adunat pe acolo. Deci asta l-a dus, fără să-și dea seama, într-o faliment, fiindcă nu poți să susții la Liga 4 cu atâția bani. Bun, Bradu probabil că își permite
să zicem că s-ar putea să aibă cheltuieli mai mari decât am avut noi. Bravo, da? Are sport club. Are sport club, e altceva. Noi n-am avut un club al municipalității, că dacă aveam un club al municipalității, era cu totul altceva și echipa era noastră, era cu totul și cu totul altceva. Deci conducerea ar fi fost alta. Nu, am tot așteptat ca Ministerul Tineretului și Sportului să cedeze cluburile sportive municipalităților și orașelor. Și orașelor, că s-a discutat timp de aproape 2 ani de zile această soluție și așteptam și creiam în cadrul clubului sportiv o secție de fotbal. Și ar fi fost cu totul altceva, așa cum avem. Și ca să vă spun, din prima tranșă de repartizare a sumelor, clubul sportiv orășenesc, Mușelu, care are N secții, 8 secții, box, lupte, judo, bob, sanie și așa mai departe, le-am dat 90.000 de lei pentru susținere. Atenție! 90.000 de lei. Lui i-am dat 72.000 de lei numai pe fotbal. Și tot nemulțumiți au fost. Concret, domnul primar, ce veți face în situația de casă? Deci, la această oră nu pot să vă dau o soluție definitivă. Aștept să văd dacă își prezintă demisiile din acel ONG care îi numesc ei Academie, da? Și să vedem soluția de a prelua cu cei care avem pe plan local echipa și a merge mai departe. Oricum, presupunem, mai este cred de întoarcere să mai colaborați în continuare cu el. Nu, mai mult ca sigur nu. Domnul viceprimar, dumneavoastră sunteți cel mai țepuit. Nu, hai să nu vorbim. Dumneavoastră despre... și cu domnul consilier. De ce? Că haide să vorbim sume de bani. Nu, cred că... Și ce va face, spun eu ce va face. Va sponsoriza echipa cu suma asta. Da. O dubează. Nu, eu sunt... Banii să fie folosiți. Sunt sigur că nu au fost folosiți la echipă. Nu, eu zic că au fost folosiți la echipă. Să nu aruncăm... Dar au fost folosiți pe salarii. Ceea ce ar fi trebuit să găsească el și să contribuie el cu aceste sume. E cumva membru de partid? Nu, sigur nu. E taicăsul, deci nu e taicășiți. Domnul primar, cum justifică suma aceasta cheltuită? Păi el... Pe suma noastră cheltuită, o să vă scot, vă scot și vă dau o scris. Păi 72.000. Diferența vă spun eu că pe salarii și pe... Păi n-aveau voie să facă chestia asta. Din sponsorizările. Sponsorizările sunt ale societăților comerciale și a persoanelor fizice. Dar puteți să le deschideți la asta? Țepuite, da. Ceva cu jocuri de noroc, păcănele? Deocamdată nu, fiindcă vreau să facem un stadion nou acolo și nu ne permitem, facem investiții în ei. Se poate concluziona faptul că acest președinte de asociație a băgat niște bani în buzunar în loc să... Nu. Eu cred că nu. Nu. Dacă vreți să vă dau părerea mea efectivă, cu toate că aș putea să-l atac, dar nu e stilul meu. Eu cred că el n-a reușit să-și adune acei bani de salarii și a folosit din aceste sponsorizări să-și acopere sarcina care ar fi trebuit să o aibă el. Ba da, îi poate justifica. După salariile care le-a enumerat aici și mi le-am cerut eu ca justificare, le-am cerut. Top 3 salarii, cele mai mari salarii sau niște exemple de acolo. Pe primarul, viceprimarul și secretarul. Da. Bun, aici sunt de la 1500 de lei pe lună, 1000 de lei pe lună, zice el, 2000 de lei pe lună, 2000 de lei pe lună, 800, 1000, 1200. Aceste salarii credeți că sunt înregistrate și se plătește și impozit pentru ele? Nu, dar vreau să nu, apropo că O să deocamdată noi nu putem să controlăm din punctul de vedere pe finanțe, noi ca societate, club. Dar putem să solicităm un control din partea altor autorități care să
vadă dacă într-adevăr ăștia sunt și plătiți oficial și cu taxe și celelalte impozite care trebuie să plătite conform legii. Pentru a elimina orice posibilitate de a fi atins în acest mandat, nu credeți că ar fi bine să cereți altor instituții informații? O să cer, da. O să cer. Aștept să se potolească acest iureș care este creat artificial, culmea e că și l-a creat el ca persoană singur, că a mai fost și susținut, e altă treabă, dar o să cerem să vedem dacă într-adevăr așa s-a întâmplat. Fiindcă o să-mi ceară sponsorii, mai mult ca sigur o să mă întrebe ca să... Nu cumva se află și el și lumea? Nu. Nu mi-a dat mie. Presupun că ei n-au făcut... Și ei fac voluntariat. Voluntariat. Sau antrenori, sunt trecuți antrenori, nu știu că la... Bun, dumneavoastră cunoaște niște informații de astea pe surse, cum se zice, dar eu n-am văzut. Îi trimit la dumneavoastră. Sigur, vor continua. Da. Dar fără acest individ. Fără acest om, da. Vă mulțumesc. Bun, dacă aveți altă întrebări. O secundă întrebare. De unde a plecat 7600 de euro? Ideea, cred că mica de ei. 7600. Da. O singură întrebare. De unde a plecat ideea formării acestei echipe? Nu, deci ideea formării a plecat la ei. La mine au venit cu o echipă formată care să reușim ca primărie să-i sprijinim să fie în competiție. Ei în care? Academia de fotbal, acești... Cei care sunt în conducere a Academiei de fotbal. Membrii ai Academiei, membrii fondatori ai acestei echipe, Academiei de fotbal. Bă, la mine și eu merg. Domn primar, concret, ce trebuie făcut ca echipa de fotbal să aducă și beneficii orașului? Că a spus la început. Echipa de fotbal nu va aduce niciodată beneficii materiale. Nu materiale. Beneficii spirituale pentru cetățenii orașului. La nivelul de... Un control al banilor cheltuiți. La care echipă pe la fotbal a justificat cineva vreun bar? Dacă ne întoarcem și vă spun că de 5-6 ani de zile, prin mai multe echipe care s-au perindat la patru, asta e a patra, am finanțat cu toate. Toate au fost finanțate peste 100.000 de lei. Deci de fapt s-a fost finanțat la echipă, dar asta este a patra echipă care se desfințează.